De câte ori ți-am spus că plec, dar niciodată n-am plecat. Nu am avut curaj să încerc să trăiesc păr dragostea ta. De câte ori ți-am spus că tu ești ca un înger pe pământ, ce-mi aline sufletul atunci când îmi vine să plâng. Dar tu, ce ne spui despre noua ta piesă, Cerșesc iubire? Vadimir, deci nu știi, nu știi cum a început tot începutul ăsta. Am primit un telefon de la Radu și m-a chemat la o probă. Și că, băi, uite, am o piesă pentru tine, te rog mult, vină până la studio. Am venit acolo, a făcut toată treaba, în două zile l-am văzut, crede-mă, eram cu zâmbetul până la urechi. Exact când am registrat prima mea piesă, exact același sentiment îl trăiam în momentul ăla. Nu pot să cred, ea e, știi? Exact cum spune Radu. Piesa m-a găsit pe mine, știi, ca o mănușă, știi, s-a pus pe mână. Bine, am filmat multe clipuri la viața mea, extrem de multe, doar alături de trupă. Și în momentul ăla când am zis, hai să facem clip, deci un eu în mine mi-a spus, băi, uite începutul, ăsta e primul tău clip, single, solo, ăsta e. Care este tema videoclipului? Cerșesc iubire. Bineînțeles, videoclipul nu avea să fie așa cum e fără Iulia. Cerșesc iubire de la ea, încerc să fie iubita mea. Să-i zic, te rog, vino, stai cu mine, cerșesc iubire de la tine, știi? Vom vedea și scene mai fierbinți în videoclip? Nu pot să vă spun nimic decât să așteptați să vedem pe sticlă ce să fie. Toată dilema rămâne până atunci, așa, în secret, ascuns, o dilemă. Curg filmările, cum e să filmezi alături de Dima? E bine, m-am simțit foarte bine încă de dimineață de când am ajuns aici. Ei sunt foarte prietenoși și el și Radu și Ana, sunt o echipă foarte frumoasă și se vede că e o prietenie între ei, pentru că sunt o echipă foarte unită. M-a plăcut, ți-am zis încă de dimineață, îmi place piesa și asta îmi dă o stare bună și îmi place și scenariu. În scenariu ești un fel de femeie fatală. Cum te simți în ipostaza asta? Te caracterizează? Bine, cred că fiecare femeie se simte bine în ipostaza asta la un moment dat, nu? Am luat rolul serios. În pauză suntem prieteni. Acolo când se dă action nu mai suntem prieteni. Așteaptă un videoclip în curând, ne vedem pe Tonica TV.